Decembrie 1961. Imagini rare salvate în arhivele noastre ne arată primele eforturi făcute pentru captarea izvoarelor de la poalele munților Vulcan. Debitele mari, calitatea de excepție a apelor de aici și posibilitatea de a construi o aducțiune gravitațională au făcut din aceste izvoare un obiectiv de interes încă din anii 1900. Atunci, un grup de ofițeri de geniu a propus pentru prima dată construirea unei conducte care să alimenteze Craiova cu apă de munte. 60 de ani mai târziu, viziunea lor începe să capete contur. Asta e izvorul principal de la Izvoarna. Răsfoim arhiva cu Eugen Floricel, venit în vizită la stația de captare. A lucrat aproape jumătate de veac în companie și a contribuit și el la îmbunătățirea sistemelor de captare și tratare a apelor. Se mândrește chiar cu o invenție proprie, un dispozitiv de clorinare a apei funcțional și acum. Își amintește cu emoție vizitele delegațiilor străine și uimirea specialiștilor de peste hotare în fața ideilor puse în practică de români. Nici una din stațiile văzute nu arată ca Izvoarna. Calitatea apei în special. Vă mai amintiți ce au zis americanii, nemții, când ați venit cu ei aici și au văzut stația asta? Ce să zic, că o asemenea apă, v-am mai spus, o asemenea apă nu trebuie băgată pe conducte prin prământ, ci trebuie îmbuteliată la sticlă și vândută la sticlă. Abia când intri în zona de captare, înțelegi ce i-a impresionat pe străini. Din pereții stâncoși, apa cristalină izvorăște necontenit. Puritatea o vezi cu ochiul liber, iar prospețimea o simți până și în aer. De aici, apa este adusă în Craiova pe o conductă cu o lungime de aproape 120 de kilometri, ce trece peste râuri sau pe sub drumuri naționale și coiferate. Așa arătau în anii 60 lucrările la cea mai complexă aducțiune de apă din țară. Și așa se lucrează acum la firul 2. O vizită în șantier ne ajută să vedem investițiile prin ochii specialiștilor. Zona acestui proiect cuprinde cele mai multe lucrări speciale. Supraversările sunt executate cu țeapă de protecție de 1400. Supratraversările sunt cu țeapă de oțel de 1200. Materialele folosite, papsinul, este un material care nu corodează. Este o mare realizare pentru atât pentru orașul Craiova, pentru că aducțiunea este foarte complexă de la Izvarna până la Craiova, pe tot traseul. Modernizarea și extinderea rețelei cu firul 2 Izvarna fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip din țară. 445 de milioane de euro este valoarea investiției, de care vor beneficia 23 de localități din județele Gorj și Dolj. Odată cu finalizarea proiectului, în zona de operare a companiei de apă Oltenia, gradul de acoperire pentru apă și canalizare va fi de aproape 100%.